Trecem la următoarea categorie. Categoria HR. Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a asigura o experiență optimă pentru personalul organizației, dar și acela de a recruta cei mai potriviți oameni. Rolul managerilor de HR este astfel esențial în stabilitatea, dar și în dezvoltarea întregii companii. Pentru înmânarea premiilor categoriei HR îl invit alături de mine pe Alexandru Turcu, redactorul revistei Capital, redactor al revistei Capital. Salut, Alexandru! Bună seara și îmi pare bine că vă văd la o nouă gală Capital. Departamentele de HR au avut un rol esențial pentru companii în pandemie. Ele au facilitat tranziția către munca de acasă, work from home, s-au digitalizat și un lucru foarte important, au investit resurse foarte relevante către diferite aplicații software care să le eficientizeze procesele interne. Ei bine, în interviurile pe care le-am avut cu acești manageri, majoritatea ne-au transmis faptul că cel mai important obiectiv pentru ei de la începutul pandemiei până în prezent a fost siguranța și sănătatea angajaților lor. Haideți să vedem cine sunt premianții. Hai să vedem. Premiul pentru gestionarea resursei umane din Horeca în timpul pandemiei merge la Zoe Dobre, HR Director City Grill. Să gestionezi personalul unui lanț de restaurante cu notorietate ce are 1000 de angajați, cum se întâmplă la City Grill, nu e ușor, însă doamna Zoe Dobre o face cu un succes uimitor. Compania desfășoară constant numeroase proiecte dedicate angajaților, unul dintre cele mai importante fiind lansarea Academiei City Grill, locul unde sunt implementate programe de evoluție personală și profesională pentru fiecare nivel, pornind de la entry level până la top management. Felicitări, Zoe Dobre, HR Director City Grill. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru premiu. Este o onoare să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Felicitări tuturor celorlalți premianți din această seară. Cred foarte tare că orice criză este o oportunitate și că doar prin suferință și puțină greutate reușim să evoluăm atât profesional cât și ca oameni. Probabil că ultimii doi ani și ceva pentru industria noastră au fost ceva ce nimeni nu și-ar fi imaginat, dar cumva eu totdeauna mă apropii de lucruri grele și îmi place foarte mult să fac lucruri grele și împreună cu echipa mea cred că am demonstrat că suntem un mare brand românesc și că am trecut demn și cu fruntea sus prin această criză și în continuare vom recompensa toți clienții noștri cu mâncare de cea mai bună calitate românească. Mulțumesc frumos! Felicitări! Premiul pentru extinderea serviciilor de background screening în Europa ajunge la Laura Roșianu, General Manager Mindit Consulting. Laura Roșianu a dezvoltat un program prin care munca unui specialist în HR să devină mult mai simplă, participând activ la dezvoltarea industriei de background screening în România, dar și în Europa. În septembrie 2021 a fost numită Chair of the Board în cadrul Professional Background Screening, cel mai tânăr membru care a ocupat acest rol, funcție pe care o deține și în acest an, dar pe care o va avea și în 2023. Ne-a trimis un mesaj, vă propun să-l urmărim. Bună seara! Aș vrea să mulțumesc în primul rând echipei Capital pentru toată munca depusă și pentru organizarea acestui eveniment. Mi-ar fi plăcut tare mult să pot să fiu alături de voi fizic și să ne bucurăm împreună, însă sunt sigură că vom reuși să facem asta cu următoarea ocazie. Pentru mine, anul 2022 este un an al schimbărilor, însă HR-ul rămâne constanta. Am făcut trecerea dintr-o zonă de recrutare, prin procesul de background screening, către o arie ușor diferită, cu două noi dimensiuni. Prima dintre ele este zona de employee experience, alături de exploratist, unde focusul meu va fi extinderea la nivel internațional a portofoliului. Iar a doua dimensiune este businessul propriu, Lead Innovation, pe care l-am lansat de curând pentru a valorifica experiența acumulată de-a lungul timpului prin consultante de management și business development. Vă mulțumesc încă o dată și aștept cu mare drag să ne revedem cu următoarea ocazie. Mulțumim și noi și felicitări! Cel de-al treilea premiu la categoria HR merge
la Andreea Voinea, director Resurse Umane BCR, și este premiul pentru îmbinarea tehnologiei cu strategiile de HR. Andreea Voinea are o experiență în domeniul de peste 20 de ani. Cel mai de succes proiect implementat în 2021 în cadrul BCR a fost Smart Work BCR, un program intern dezvoltat pentru angajați pentru a le răspunde nevoilor de bază cu privire la noul model de lucru determinat de perioada pandemiei. Nu e alături de noi în această seară Andreea Voinea, dar îi mulțumim și o felicităm și în absență.